V-am prezentat listele negre, iar în scrisoarea unde la punctul 20 se aflau nume, dosare cu nume, cerându-se foarte clar ca aceste dosare să fie accelerate, această scrisoare fiind trimisă Ministerului Justiției, Guvernului României, pe aceeași pagină am păstrat pentru această seară să vă arăt pe altcineva un alt dosar care se afla pe lista neagră și trebuia accelerat. Cine avea interes ca acel dosar să fie accelerat? Cine avea interes ca acel dosar să găsească de îndată o soluție? Vedeți, orice formă de presiune asupra unui judecător este de neacceptat. Orice formă de presiune din partea oricui, că e vorba de un om politic, că e vorba de oameni politici din altă parte, că e vorba de oameni politici din România care fac liste negre, care le trimit la Bruxelles și Bruxelles le trimite înapoi. Punctul 16 din scrisoarea respectivă arată așa. Priviți cu atenție, doamnelor și domnilor. Se cere foarte clar să se ofere informații pentru, aici vedeți, nici măcar nu este trimis în judecată, pentru investigarea, pentru investigația care privește fraude la referendumul popular din 29 iulie 2012. E vorba de referendumul în care Traian Băsescu a fost suspendat. Și aici sunt două trimiteri foarte clare. De cine să fie oferite aceste informații despre o investigație în curs? Despre o investigație în curs. De la Ministerul Public, condus la vremea aceea de doamna Chioveși, și de la DNA. Ca să nu fie dubii, e vorba de case și se dau datele DNA 629, percutare din 16 august 2012 și cutare din 6 septembrie. Dosarul acesta apare în momentul în care Traian Băsescu încerca să justifice faptul că primise fix în bot 7,4 milioane de voturi pentru demitere. Doamna Macovei s-a dus la Bruxelles și a spus în mod public și nepublic că există 1,5 milioane de voturi fraudate. Același lucru l-au spus la Washington, iar domnul Gordon, însărcinatul doamnei Hillary Clinton de la momentul respectiv, vine la București cu aceeași informație că s-au fraudat 1,5 milioane de voturi. Eu cred că domnul Gordon a venit fără informație și a primit-o la garaj, la Băsescu. Și așa cred că s-a întâmplat. Pentru că a venit exact atunci și prima dată când s-a vorbit public despre 2 milioane, au zis ei, a fost exact în seara vizitei domnului Gordon, dar eu sunt convins că informația a luat-o de la domnul Băsescu. Țineți minte cum au venit cu mașinile alea americane, jipanele alea mari, pat, au coborât, s-au dus la domnul Băsescu, au stat o oră de vorbă și după aia... Știți de ce este foarte grav că... faptul că e trimis acest lucru? Știți de ce e foarte grav? Este foarte grav, mai puneți o dată pe ecran, la momentul respectiv nici măcar nu era un dosar. De la punctul 20, ei cer grăbirea unor dosare care se află pe rol, ceea ce vă întreb. Prin ce mijloace democratice, legale, ar fi putut să fie niște procese accelerate? Prin ce mijloace legale? Putea să facă Ministrul Justiției, puteau să facă cei din Comisia MCV, decât probabil prin câmpul tactic. Dar prin ce? Ce lege românească sau europeană spune că trebuie să dai informații cu privire la investigații penale în curs, așa cum este dosarul referendumului, din care toată lumea își aduce aminte că în acel dosar al referendumului fusese băgat Liviu Dragnea și, desigur, niște persoane din diverse județe, vă aduceți aminte atunci. Doamna Chioveși hăituia pe oameni să jure cu bibliile pe mașini, au confiscat toate buletinele de vot, ceva absolut
de noaptea minții. Da, știți ce s-a întâmplat? A fost o informație interesantă, am văzut-o în evenimentul zilei de azi, cred. O doamnă de acolo s-a uitat și a văzut că exact pe 10 octombrie, când a fost trimisă scrisoarea asta de la Bruxelles, Chioveși nu mai era aici. Tocmai ajunsese la Bruxelles de câteva zile, o săptămână. Deci doamna Chioveși, în funcția aia specială în care a fost ea, deci doamna Chioveși a deschis practic dosarul la București, după aia a plecat trimisă de domnul prim-ministru Victor Ponta, acum altfel, mare însărcinat cu afaceri de justiție la Bruxelles, și de acolo întreba în România ce se mai întâmplă cu dosarul pe care practic l-a deschis ea aici cu Biblia pe capot. Adică mai bine decât atât, că aici măcar n-a fost nevoie să transmis cuiva informația la Bruxelles. A plecat Chioveși cu informația în cap și după aia a pus întrebarea în România. După părerea mea, cineva a avut un interes politic major de a-l susține pe Traian Băsescu în această funcție, trecând peste orice și peste ceea ce nu se face niciodată în relațiile dintre două state, să trimiți un trimis special al Departamentului de Stat care să vină și să pună lucrurile la punct în plan politic, și la Bruxelles, pentru că să nu uităm, Comisia Barroso și doamna Catherine Dea aparțineau grupului popular. Deci cineva și-a unit interesele. La vremea respectivă la Departamentul de Stat era doamna Hillary Clinton și știm foarte bine toți că un domn celebru în toată lumea, Soros, în ultima campanie a contribuit cu 19 milioane de dolari la vedere în campania doamnei Clinton. Deci existau niște interese de a-l menține pe Traian Băsescu la putere cu orice preț, dincolo de votul popular. Să nu uităm că după această perioadă, la solicitarea Comisiei Europene, noi am avut acea celebră dezbatere în Parlamentul European în care am fost acuzați că am încercat prin această procedură de suspendare și prin ce s-a întâmplat ulterior că am dat o lovitură de stat în România. Deci toate lucrurile au fost pregătite în plan politic, iar justiția a executat pentru a da argumente cuiva. Pentru că asta era, de fapt, suportul de argumentație, existența unui dosar penal care viza o fraudă de 2 milioane, 1 milion jumătate de voturi. Vedeți dumneavoastră faptul că această cerere se referă la o cauză penală în investigare. Deci în investigare este ceva ce mie, de exemplu, mi se pare foarte grav. Și se cred că sunteți aici o mulțime de urmărirea penală e confidențială. Urmărirea penală este nepublică și absolut orice interferență cu activitatea judiciară este considerată și trebuie să fie considerată o imixtiune. Pentru că în momentul în care un factor extern, indiferent de unde vine el, se interesează de stadiul anchetei într-un dosar sau, așa cum a fost în situația dosarelor chiar aflate pe rolul instanțelor și solicită informații în legătură cu termenele de judecată, cu motivele pentru care s-a amânat dosarul, cu actele de procedură care s-au efectuat în dosarele respective. Asta este o imixtiune clară, pe de o parte, în activitatea de urmărire penală, ca în dosarul referendumului, sau în actul de justiție, ca în toate celelalte dosare. Iar semnalul pentru magistrat este cât se poate de limpede, pentru că dacă lui îi cere să se justifice, să se justifice, nu să explice motivul pentru care s-a amânat dosarul. Asta putea să facă și grefiera de ședință, da? Să spună au fost 17 termene de judecată, are următorul termen la data de. La revedere, mulțumim. Dosarul e pe fond sau e în apel sau priviți unde e? Priviți încă o dată punctul 16. Alice, doamnelor și domnilor, toți cei care sunteți juriști sau nejuriști, aici totuși lucrurile sunt destul de clare. Cred că toată lumea înțelege engleză. Provide information. Nu este legat de, eu știu, merge ancheta, e vreo imixtiune de un fel. Nu. Este provide information. Se referă foarte clar și este o chestiune... Furnizați adică este, informații. Dacă considerați, nu. Furnizați informații despre investigația în curs care privește fraudele la referendumul din 29 iulie. Cer date despre o investigație în curs, ceea ce noi am înțeles, că până la această oră, dacă un om politic de la București, aici cer niște oameni politici din familia populară europeană, în niște documente oficiale. Este în regulă faptul că se întâmplă așa ceva, domnule avocat? În mod evident nu poate fi în regulă. În seara asta, dumneavoastră, ca și în celelalte sere, ați distrus foarte mulți idoli pentru mulți. Noi, ceilalți, avem multe confirmări.
Unul dintre idole a fost DNA-ul, care astăzi a fost sfărâmat nu de către presă, așa cum multe guri ale presei securiste susțin în mod constant, ci de către o instanță. Da? Acum avem o altă confirmare, un alt idol se strivește, și anume cel al corectitudinii politice a celor din afară, a tătucilor pe care noi îi căutăm în afară. Zilele trecute ați avut niște nume și prenume extrem de precise ale unor persoane cu privire la care s-au interesat în mod direct acești domni din executivul UE. Acum vedem o altă chestiune, vedem în mod evident, urmărirea penală este nepublică oriunde în lumea civilizată, oriunde în Europa. Faptul că s-au solicitat asemenea date dintr-un dosar nepublic, în mod evident, constituie o presiune și o indicație precisă ce ar trebui să se întâmple. Faptul că au existat condamnări, că îl cheamă Liviu Dragnea sau X sau Y, nici nu ne interesează, de fapt nu domnul Liviu Dragnea era important acolo. Important era ca Băsescu Traian să rămână unul dintre cele mai, una dintre cele mai puternice cozi de topor ale acestor indivizi pe care îi știm, îi bănuim, nu-i știm, din afară manevrează clasa politică și sistemul pe care el l-a creat, iată, atât de bine. Acest domn Băsescu Traian trebuia să rămână la putere. Acest domn Băsescu Traian nu-și terminase încă misiunea pe care o avea. Care a fost această misiune? În mod evident, crearea acestui monstru, acestui sistem pe care îl vedem lucrând și astăzi și care el a fost conceput să lucreze încă foarte mulți ani de acum încolo. Pentru cine? În mod evident, nu doar pentru Băsescu Traian. Băsescu Traian, încă o dată, a fost un instrument. Nimic mai mult.